Ora de dicție. Nu uitați, share către prietenii voștri. Acum să vedem interviul cu Ioan Alexandru. Loud and clear. Una dintre întrebările pe care aș vrea, la care aș vrea să ne răspunzi este dacă există anumite exprimări pe care musai comentatorii sportivi ar trebui să le evite. Oh, asta e o întrebare foarte grea. Sunt multe exprimări care sunt considerate de lemn. Știi că există expresia asta, expresii de lemn. Eu cred că sunt multe exprimări. Uite, îți dau un exemplu care mie mi se pare elocvent de o exprimare redundantă care e foarte folosită de către comentatorii de fotbal. Ea spune centrare în careu. Cam toate centrările sunt în careu, nu prea există alt fel de centrare, altfel e degajare sau poți să-i spui altfel, dar eu cred că centrare în careu e un exemplu excelent de o expresie redundantă de care comentatorii de fotbal ar trebui să scape. Sunt multe expresii care ar trebui să fie revizuite din punctul meu de vedere. Au fost adoptate în limba română unele expresii de către comentatorii de fotbal care nu prea au legătură cu limba pe care o vorbim cu toții și pe care o înțeleg oamenii de acasă. Există, spre exemplu, o expresie care pe mine m-a blocat așa un pic. Se spune în loc de echipa X, se spune efectivul X. Efectivul are o altă mare conotație în limba română, nu are legătură cu limba noastră și vine din franțuzescul efectiv, adică echipa, lotul, echipe respective. Sunt foarte multe expresii, dar cred că ar trebui în primul rând un pic diversificat vocabularul comentatorilor de fotbal în general, nu doar în România, să știu. Spune-mi, cum se pregătește un comentator de fotbal, mai ales dacă urmează să comenteze un meci cu o echipă din Grecia sau dintr-o țară de unde numele poate nu sunt atât de apropiate de numele latinești? Pregătirea trebuie făcută în primul rând cu un instrument pe care eu o folosesc și marea majoritate, cred, dintre comentatorii din România îl folosesc, se numește Forvo. E un website pe care poți să scrii numele exact ca la Google, să-l cauți exact ca la Google și să-ți dea anumite pronunții în limbile respective. Dacă pe tine te sperie cumva să pronunți într-un contraatac Socratis Papastatopoulos, pe mine, sincer, nu mă deranjează foarte tare. Grecii nu sunt chiar atât de rău, să spunem, dar există unele echipe care au jucători care se pronunță total diferit față de limba română. Poloneza este cea mai grea din punctul meu de vedere. Uite, spre exemplu, există orașul L-O-D-Z, scris în limba română, să spunem, citit în limba română, iar polonezii pronunță acest oraș Uj. Deci aici e o diferență colosală. Fostul jucător al fundaș al Stelei, al FCSB-ului, cum vrei să spun, nu vreau să intru în discuția asta, pe care noi îl pronunțăm Lucas Sucala, se pronunță Ucaș Sucaua. Ajungem în alte sfere. O altă limbă foarte complicată este islandeza. Am comentat la Euro 2016 și eram împreună cu Mihai Mironică și am vorbit cu celebrul comentator islandez, dacă mai țineți minte, care a făcut spectacol acolo, și l-am întrebat cum se pronunță numele jucătorilor islandezi. Am renunțat după vreo 3, pentru că nu era absolut nicio legătură cu ce știam noi și cu ce știa publicul din România. E o graniță foarte fină între cum se pronunță în limba respectivă și cum îl știu oamenii în casele lor din Balș, Satu Mare sau Mangalia. Și e un pic ciudat dacă îi pronunți numele în limba portugheză cu dialect brazilian, să-i spunem, lui Roberto Carlos, spre exemplu. E un nume foarte cunoscut, campion mondial, un băiat foarte simpatic, fotbalist foarte mulți ani la Real Madrid, a fost și pe la Inter. E, uite, în portugheză, dialect brazilian, se pronunță Roberto Carlos.
Dacă aș putea eu să spun chestia asta în limba română, să spunem, pentru vorbitorii de limbă română, ar fi foarte ciudat. De aceea spun că e o graniță destul de fină, încercăm cumva să fim cât mai aproape de limba maternă a jucătorilor pe care îi pronunțăm, dar să nu exagerăm foarte tare. Spune-mi, te rog frumos, între comentatorii de fotbal, spre exemplu, de la televizor, de la televiziune și cei de radio, care este diferența? Pentru că este evident că la radio nu ai imagini. Și atunci, cum este comentariul sportiv la radio versus TV? Există o diferență foarte mare. La televizor contează foarte mult atmosfera în care introduci omul, iar din această atmosferă face parte și publicul, iar în momentul în care publicul cântă sau publicul reacționează mai strident, mai violent din punct de vedere verbal, e foarte normal să lași ambianța să spună totul. Iar oamenii văd foarte bine cum pasează niște jucători la mijlocul terenului și sunt încântați mai degrabă de ce aud decât de ce văd. E cumva un balans, pentru că la TV e foarte important să-ți faci o pregătire mult mai intensă pentru perioada jocului pe care îl vei comenta, pentru că oamenii în principiu văd pasă de la Chiricheș la Stanciu, Stanciu pasează mai departe către Maxim, Maxim pasează către Pușca și nu trebuie să le explici chestia asta, și mai degrabă să postezi un balans între informația pe care o oferi tu referitoare la acel joc, la background-ul jucătorilor și așa mai departe, și pasele în sine, actual thing, cum zic englezii, adică exact ce se întâmplă pe teren. La radio e mai complicat din punct de vedere al ritmului pe care îl ții, pentru că oamenii nu văd meciul, iar ei trebuie să știe cine pasează de la cine la cine și nu ai foarte mult timp să introduci aceste elemente de background. Nu ai timp să faci anumite precizări de statistică. E foarte important acolo să știe oamenii exact ce se petrece și tu trebuie să fii foarte spot on, cum spun englezii, iată, folosesc foarte multe expresii din limba engleză, dar ele sunt mai aproape de adevărul discuției noastre, să fii foarte, foarte concentrat pe ceea ce se întâmplă și pe pasele pe care le dau jucătorii și mai puțin pe elementele de background. Contează și acolo, dar un pic mai puțin, și spun eu că ambele meserii, care sunt total diferite din punctul meu de vedere, comentatorul de radio și comentatorul de TV au cu totul și cu totul alte caracteristici, singurul lucru care îi leagă este partida în sine. Eu spun că aceste două meserii trebuie respectate un pic mai mult de către oamenii care ascultă meciurile sau le văd la TV. Spune-mi, te rog frumos, atunci când greșești, pentru că eu sunt 100% sigură că fiecare comentator sportiv a făcut o greșeală sau a avut o bâlbă. Cum ieși din această situație? Cum te scoți, cum s-ar zice pe românește? Ai o strategie? Strategia este foarte simplă. Onestitatea e cea mai bună politică și eu cred că ar trebui să recunoască omul care a greșit. Acum sunt greșeli și greșeli. În condițiile în care o echipă pleacă pe contraatac și tu nu numești exact jucătorii respectivi, e o greșeală foarte scuzabilă. Dacă greșești o informație despre jucătorul respectiv și îți dai seama sau îți dă un mesaj un prieten sau, mă rog, sunt anumite momente în care tu afli că ai greșit, peste 20 de minute, găsești o variantă în care îmbraci acea informație și spui, da, am greșit, cel puțin eu așa fac, ceilalți pot să fac altfel, nu știu, și spun, da, am greșit când am spus că jucătorul X a fost eliminat în partida anterioară, dau un exemplu. Și ar fi foarte bine pentru oameni să știe lucrurile astea. Comentatorii nu sunt niște mașini, ca și jucătorii, ca și arbitrii. În fiecare meci, jucătorii greșesc undeva între 3 și 100 de pase. Arbitrii ridică fanionul total aiurea, uneori. Arbitrul de centru nu vede un penalti, de aceea este ajutat de VAR și noi suntem ajutați de relori pentru a ne da seama că am greșit și putem să recunoaștem foarte clar că am greșit. Mi s-a întâmplat chiar la un meci la acest campionat european.
în care pe faza inițială mi s-a părut că nu există contact, pe reluare mi-am dat seama că este contact și am spus, am ridicat mâine și am spus da, este greșeala mea, arbitrul a fost mai bine poziționat și el a luat decizia corectă. Ora de dicție. Ca intonație, este ceva specific comentatorilor sportivi? Bineînțeles. Atunci când există evenimente importante ale meciului, trebuie să mărești ritmul. Acest lucru se vede atunci când mingea se apropie mai mult de poartă. Oamenii aud, oamenii introduci într-o atmosferă. Ăsta e rolul, de fapt, al comentatorului. Se introduce în atmosfera de stadion. Tu ești acasă, te uiți la televizor, Carmen stă alături de prietenul ei și se uită la un meci și ea este introdusă în meci. Pe lângă faptul că tu vezi acele imagini, comentatorul face parte din acest show. Fotbaliștii joacă, antrenorii antrenează, arbitrii arbitrează, spectatorii încurajează, iar comentatorii te introduc în această toată nebunie. Și eu cred că ar trebui să, ăsta ar trebui să fie rolul comentatorului și foarte, foarte rar comentatorul ar trebui să ia rolul principal în toată povestea asta. El ar trebui să fie doar un ghid pentru oameni, să se simtă bine în fața televizorului și să fie foarte ok. Mai există evenimente nefericite, cum a fost situația cu Eriksen, comentat acea partidă la ProTV. Atunci trebuie să lași puțin imaginile să vorbească, trebuie să ai o tonalitate mult mai gravă, trebuie să știi cum să gestionezi acele momente. Sincer să fiu, mie atunci mi-a revenit în minte o perioadă în care lucram la ProTV și a trebuit să citesc știrile despre moartea lui Marian Cosma. Și am rememorat cumva într-o secundă acele clipe, pentru că trebuia cumva să mă calmez și să intru în atmosfera de acolo. Sunt momente emoționante. Eu chiar l-am cunoscut pe Christian Eriksen. E un tip extraordinar de jovial și de simpatic. Și pentru mine a fost destul de greu să comentez acele momente. Am sperat tot timpul, am sperat că lucrurile vor fi ok până la urmă cu el și iată că se întâmplă acest lucru. De-aia spun, tonalitatea e foarte importantă și dă, de fapt, valoarea unor imagini. Iar presupun că atunci când se întâmplă un gol, acolo trebuie făcut cu totul și cu totul altceva, în așa fel încât să simți bucuria, mai ales dacă, hai să zicem că partida se desfășoară între echipe care nu au legătură cu naționalitatea comentatorului, adică indiferent că marchează, nu știu, Franța sau Spania, tu trebuie să fii la fel de, hai să zicem, de vesel. Bineînțeles, nu. Golul este bucuria sportului, bucuria fotbalului și trebuie trăită așa cum este personalitatea comentatorului. Sunt comentatori care țipă excesiv la un gol, indiferent dacă el este dat în minutul 90 din foarfecă sau este din penalti minutul 17. Eu simt altfel aceste goluri, adică nu pot să spun că este fix același lucru pentru mine. Și, sau mai o variantă, uite, golul de 6-0 al unei echipe este trăit cu totul și totul altfel și de jucători, nu doar de comentatori. Jucătorii trăiesc cu o decență aceste goluri, știu că ar putea fi ei în situația respectivă și trăiesc altfel goluri. Cred că și la comentatori e o situație oarecum asemănătoare. Vorbim despre modul în care am trăit, uite, revin la campionatul european de fotbal, am comentat partida cu între Scoția și Cehia, poate și gol de la centrul terenului în premieră la un campionat european. Da, acel gol este de evidențiat vocal, să spunem așa, cât mai mult și de adus cât mai multe amănunte în jurul golului, pentru că ok, spui gol, Patrick Schick, dar după aceea tu trebuie să vii cu ceva. Omul nu cred că ar fi destul de mulțumit să afle doar atât, pentru că golul l-a văzut deja. Trebuie să vii cu alte informații și trebuie să... De aceea e important, cred eu, ca meciul de fotbal să fie comentat în doi și de pe stadion. Sunt două,
Sunt două elemente foarte tari, pentru că să comentez în doi, ce înseamnă? Eu prind golul, dau un exemplu foarte simplu. Eu prind golul, țip gol, între timp colegul meu, care este lângă mine, se documentează și vine cu niște informații, le spune acele informații, pe parcursul acelor secunde în care el spune informații, eu vin cu alte informații și se creează un melanj foarte interesant pentru spectatori. Pe stadion e foarte, foarte important pentru a intra în atmosfera meciului. A fost o partidă, probabil oamenii își aduc aminte de acel Liverpool-Borussia Dortmund, cu revenire fabuloasă a lui Liverpool în finalul meciului. Cred că toți oamenii de pe Anfield, și aici mă includ și pe mine și pe colegul meu Mihai Mironică, tremurau de emoție la finalul meciului. Și asta sigur s-a văzut în meci, a fost singurul meci din viața mea și probabil că am comentat câteva mii, nu știu, n-am calculat niciodată câte, după care am rămas fără voce. Și asta înseamnă cu adevărat o emoție foarte, foarte puternică, lăsând la o parte strigătul de gol sau altceva. A fost cu adevărat ceva special și sunt sigur că voi mai prinde meciuri de genul acesta, meciuri spectaculoase care să trăiască, să trezească cumva o emoție suplimentară. Înțeleg că în curând vom avea un meci de fotbal comentat de o femeie. Și aș vrea să te întreb, de ce nu comentează fetele? De ce nu avem comentatori sportivi femei sau sunt foarte rare cazurile? O să am plăcerea și onoarea în același timp să comentez cu Ioana Cosma la ProTV partidele din grupa F, grupa de foc, iată s-a potrivit în limba română, și sincer să fiu, societatea românească în general e o societate patriarhală din punct de vedere al fotbalului și până acum aceasta a fost situația, n-am avut nicio fată comentator la partide importante. Ioana Cosma este evident, din punctul meu de vedere, jurnalistul cel mai potrivit, femeie care să comenteze meciuri. E o alegere foarte bună și cred că va fi ceva deosebit și în același timp plăcut de către fanii din România. Am ascultat meciuri comentate de două fete la televiziune din Suedia, din Norvegia, din țările nordice și mi s-a părut ceva absolut în regulă. În general, italienii aveau la marginea terenului fete care interveneau pe parcursul partidelor cu amănunte, bănci tehnice și așa mai departe ce s-a întâmplat acolo la nivelul gazonului și iar mi s-a părut o idee foarte, foarte bună. Fetele aduc ceva în plus fotbalului din punctul meu de vedere și cred că Ioana este cea mai bună alegere din punctul ăsta de vedere. Bun, o ultimă întrebare, Ion. Spune-mi, te rog frumos, dacă este mai complicat, mai greu să comentezi un meci din punct de vedere al dicției, la asta mă refer, sau să prezinți știri din sport. Ce ți se pare ție că este mai greu? Dacă e mai complicat, dar este total diferit. Să prezinți știri înseamnă să citești un prompter pe care deja l-ai citit de 10, 20, 30 de ori. Chiar și la un breaking news, lucrurile sunt relativ cunoscute, nu te poate surprinde absolut nimic. În timpul unui meci de fotbal se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Un contraatac rapid al Islandei sau Poloniei, de care vorbeam ceva mai devreme, poate pune cu adevărat probleme. Și cred că pregătirea unui comentator, din punct de vedere al dicției, este un element extraordinar de important. Comentatorii, în general, ar trebui să facă dicție, mulți dintre ei au făcut și asta se vede din plin. Și eu cred că oamenii apreciază cumva ce facem noi din punct de vedere al dicției. Este un element distinctiv pentru fiecare dintre comentatori. Atunci când comentezi o partidă, mai ales când vine vorba de echipe din străinătate, pentru că la jucătorii români pronunțiile sunt oarecum asemănătoare și aceste pronunții nu te pot împiedica să-ți construiești foarte bine fraza.
aici e toată discuția. Să construiești foarte bine fraza, să ai tot timpul în cap ce vrei să spui data viitoare sau în secunda următoare. Și dacă tu îi cunoști pe acei jucători și subliniezi din nou background-ul, este foarte important să știi foarte multe lucruri despre acei oameni, să fi pronunțat de foarte multe ori numele lor pentru a nu avea această problemă de concentrare în altă parte decât pe teren. Că dacă tu nu știi să pronunți numele lui Socratis Papastatopoulos, că tot vorbeam ceva mai devreme despre el, tu o să te gândești cam cum se pronunță și pierzi momentul. Pierzi contraatacul, pierzi faza și asta e de evitat, evident. Mulțumesc mult de tot, Ion. Au fost extraordinare răspunsurile tale. Noi vom include acest material în podcastul Loud and Clear. Este primul podcast de dicție din România care apare pe dicție.ro și pe pagina de media.ro. Mulțumesc mult de tot și eu, Carmen, și baftă mult în continuare. Avem nevoie de oameni care să se descurce cel puțin din punct de vedere al dicției. Sunt sigur că dacă ajung pe la voi vor deveni cu adevărat niște oameni foarte informați și vor avea o dicție bună. Loud and Clear, ora de dicție, un proiect pagina de media și dicție.ro.